este ultima slujbă în care suntem împreună și stăteam aici pe scaun și mă gândeam, Doamne, te rog, ajută-mă să mă recap două bucurii, una că am venit și una că plec. Mi-ar place așa de mult ca ceea ce ați auzit în aceste servicii de adunare, întâlnirea ale noastre, să vă fie de folos. Mi-ar place să întâlnesc peste un an, doi, trei tineri de aici din Montreal sau din Kitchener sau ori de unde n-ați fi dumneavoastră, spunându-mi că noi ce am auzit atunci mi-a schimbat viața. Nu este o bucurie mai mare pentru un slujitor să știe că n-a slujit în zadar. Și mă rog în seara aceasta ca tot ceea ce ați auzit să vă fie de folos. Amin? Amin. Înainte de orice, permiteți-mi să aduc câteva mulțumiri. Vă spun că zilele acestea, ieri și azi, m-am simțit onorat să vă slujesc dumneavoastră. Dintre zecile și sute de slujitori care sunt în Statele Unite, Canada, România și oriunde lumea aceasta, așa Dumnezeu a rânduit ca să fim împreună. N-am luat-o ca un lucru de apucat, am luat-o cu toată responsabilitatea și nu numai, dar și cu sacrificiu. Și să știți că, slujindu-vă dumneavoastră, am învățat multe lucruri. Nu vă spun ce, dar pentru mine, dar am învățat multe lucruri bune. Lucruri bune. Și zic ca Domnul să vă binecuvinteze. Vreau să aduc mulțumiri lui Sorin, care m-a așteptat la aeroport, m-a dus, nu m-a lăsat acolo, a avut grijă de mine, s-a purtat frumos, este un om extraordinar. Mulțumesc lui Mircea și soției lui. Au fost niște gazde excelente, Domnul să-i binecuvinteze și să le răsplătească. Mulțumesc într-un mod deosebit familiei Fecher, lui Iosif, care a riscat să mă invite și să mă cheme să vă slujesc la această convenție. Sper să nu fi riscat prea mult și să vă fi fost de folos. Mulțumesc lui, soției lui, copiilor. Mi-am făcut prieteni buni, am un prieten nou, cum ești? Brian. Domnul să-l binecuvinteze, îl iubesc, îmi place, pentru că e de vârstă aceeași, vârstă cu băiatul meu. Și zic ca Domnul să-l binecuvinteze. Brian, să nu mă faci de râs niciodată. Mulțumesc conducerii bisericii, dumneavoastră, Biserica Betel, locul gazdă. A fost un har și o binecuvântare să fim împreună. În seara aceasta, aș vrea să plec de la câteva gânduri. Primul gând este că am avut o experiență și vreau ca să vă spun doar concluzia acelei experiențe, în care, ascultând o predică, uneori știți, noi așteptăm de la predicator să spună lucruri mari, interesante, wow-uri. Uneori nu se întâmplă lucrul acesta, dar în momentul în care ascultam un predicator mai, zic eu, mai nou, nu mai specialist, Duhul Sfânt mi-a vorbit mie și mi-a spus aceste cuvinte, m-am smerit și ori de câte ori ascult cuvântul lui Dumnezeu, îl aplic la viața mea. Duhul Sfânt mi-a vorbit în felul următor. Cât timp urechea ta aude cuvântul lui Dumnezeu este pentru tine? Amin? Amin. Am avut o experiență nefastă într-o biserică din America când am predicat despre slujire. Și după serviciul de biserică s-a apropiat un frate de mine și a spus, frate, așa cuvânt bun ai avut, păcat că cei care trebuiau să audă n-au fost la adunare. Dragii mei, vă invit cu tot sufletul, cu toată inima, cu numele lui Hristos, tot ce ați auzit, nu aplicați la viața altora, să spuneți, mai ce X-o potrivit lui X, cam mănușa aia, așa. Exact pe numărul lui, exact pe problema lui, exact pe viața lui, nu. Învățați în seara aceasta că ori de câte ori urechea ta, a dumneatale, aude cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că e pentru dumneata. Amin? Dumnezeu nu ți-a dat urechi ca să asculți pentru cel de lângă tine. Dumnezeu ți-a dat urechi să asculți pentru dumneata. Amin? Fă lucrul acesta și o să-ți prindă bine în viață. Al doilea gând pe care vreau să-l spun în seara asta este că vreau să facem un pic de recapitulare, să ne aducem aminte că sâmbătă am vorbit. Tema este provocările
generației tinere și prima provocare, am zis, cea mai mare provocare a noastră este... Cine a fost sâmbătă seara? Așa. Și care este cea mai mare provocare? Nu prea aud. Să încep de la început? Noi înșine. Frații mai vârstă, pentru voi tot a fost, să știți, așa. Noi înșine. A doua mare provocare, am văzut azi dimineață, este ce? Păcatul pe care tot îi cântăm lullabies, da? Ăla care îl ținem și ne place și uneori îl iubim și... Ăla este a doua mare provocare pe care trebuie să o scoatem din viața noastră. Dragii mei, păcatul prezent în viața noastră, să știți că nu face nici martiri, nici eroi, nici sfinți, face doar victime. Amin? Și atâta timp cât ții un astfel de lucru în viața ta, să știi că n-ai să fii nici erou, nici sfânt, nici martir, ai să fii doar o victimă nefastă a unei iluzii, a unei minciuni pe care ai acceptat-o în viața ta, crezând că merge și așa. În seara aceasta m-am gândit la altă temă, prin harul lui Dumnezeu, sfătuindu-mă și cu fratele slujitor de aici, rugându-l să se roage pentru această temă. Și m-am gândit la o temă foarte interesantă, pun un titlu provizoriu și apoi vă voi spune titlul care este acolo sus pe PowerPoint. Cum să nu ai o viață trăită de alții? Dumnezeu, spune Cartea Scripturii, ne-a dat o singură viață și de multe ori trăim amarul că viața care ne-a fost dată de Dumnezeu e trăită de alții. Adică încercăm din toate puterile să-i mulțumim vegerii jurul nostru. Ca ei să ne accepte, ca ei să ne placă. Cineva spunea că foarte mulți oameni cumpără lucruri care nu le trebuiesc, cu bani care nu îi au, să-i facă invidioși pe oamenii care nu îi plac. De multe ori se întâmplă lucrul acesta și ne băgăm în datorii, ne băgăm în credite, ne băgăm în mortgage-uri, ne băgăm în tot felul de lucruri care ne îngroază, pentru că vrem să le arătăm și altora că și noi suntem cel puțin ca ei, dacă nu un pic mai sus. Cum să nu ai o viață trăită de alții? Cum să-ți trăiești propria viață? Să fii mulțumit de viața care Dumnezeu ți-a dat-o, să fii binecuvântat de viața care Dumnezeu ți-a dat-o, să fii fericit de viața care Dumnezeu ți-a dat-o. Să nu permiți celor de lângă tine să-ți trăiască propria ta viață. Adică să te faci sclavul așteptărilor lor, încercând, sacrificându-te pe tine însuți, în așa fel ca ei să te accepte pe tine. Cum să trăiești după codul lui Dumnezeu și nu după codul fraților, a prietenilor, a colegilor de clasă, a colegilor de muncă, a colegilor nu știu de pe unde, a prietenilor de pe Facebook, de pe Instagram sau Snapchat. Cum să trăiești diferit? Adică să trăiești propria viață fără ca să te lași influențat, mai ales în rău, de viața celorlalți. Am nevoie de un ajutor. Unde este David? Și aș vrea cu toată inima să vă rog în această seară să vă ridicați în picioare. Dar să citesc din Cuvântul lui Dumnezeu, din 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 33. 1 Corinteni, capitolul 15, thank you, versetul 33. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune, strică obiceiurile bune. Și înainte ca să vă așezați jos, haideți să facem acest exercițiu. Vă rog să vă întoarceți din nou, ca și sâmbătă seara, dați mâna unul cu celălalt, binecuvântați-vă, dăruiți un zâmbet în seara aceasta, spuneți o binecuvântare celor care sunt lângă dumneavoastră. Vă invit ca să vă ocupați locurile. Am folosit în seara asta un pleonas, că pe nimeni nu l-a observat.
Pavel îi scrie la un moment dat lui Timotei și spune în 2 Timotei 3 cu 14 și 15, tu să rămâi în lucrurile care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat, din crucie, cunosc Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea, care duce la mântuire, prin credința în Hristos Iisus. Titlul care vedeți acolo este cum să biruiești presiunea anturajului, în special pentru tineri și nu numai. Aceasta este a treia mare provocare despre care aș vrea să vorbesc în seara aceasta. Prima a fost provocarea care suntem noi înșine, a doua este păcatul care noi îl scuzăm în viața noastră și al treilea este presiunea anturajului, a background-ului, a contextului în care noi locuim, trăim, învățăm, slujim și așa mai departe. Cum să biruiești presiunea anturajului? Există, dragii mei, în perioada tinereții o perioadă de formare a valorilor. Cineva spunea că cele 5 simțuri ale omului sunt de fapt 7, pe lângă cele 5 care le întâlnim în trupul nostru, în ființa noastră, mai este și simțul responsabilității și bunul simț. Și mă rog ca Dumnezeu să ne le dea acestea două pe lângă cele 5, amin? Să le putem folosi la momentul potrivit. Între 12 și 21 de ani este perioada formării obiceiurilor sociale. Și pentru tineri, atât pentru fete, cât și pentru băieți, dar și pentru cei căsătoriți care nu v-ați făcut obiceiul acesta, eu în biserică îi sfătuiesc pe tineri în felul următor. Tinere, dacă vrei în căsătorie să ai obiceiuri bune, începe înainte de a fi căsătorit. Și cum anume? Păi dacă ai în familie o mamă sau o soră, începe să te porți frumos cu ele. Adică, fă-le câte o surpriză, du-le câte o floare, scrie câte un card, învață să-ți faci obiceiuri bune, pentru că, dragul meu, căsătoria nu este o lucrare supranaturală ca pocăința sau nașterea din nou. Căsătoria este doar o schimbare de statut, adică din burlac devii căsătorit. Dacă nu ai obiceiuri bune, din vai de mine ai să spui vai de noi. Asta e diferența. Trebuie să-ți faci obiceiuri bune. Dacă ai tată sau frate în familie, începe să te porți frumos cu ei. Pentru că dacă nu-ți faci obiceiuri bune cu tatăl tău sau fratele tău, cu soțul o să-ți fie un pic mai greu. Că nu mai ai timp. Și începe luptele, actele marțiale și așa mai departe. Farfurii zburătoare. Doamne ferește, da? Între 9, 12 și 21 de ani se întâmplă lucrul acesta. Câți dintre băieți sunteți 17-18 ani? Ia ridicați mâna. Și eu tot atât am. Hai bă, e rușine că aveți 17-18 ani. Cine? Stii bărbat. Ridică mâna, te rog frumos. Brian. Ridică mâna. Ei, la vârsta aceasta am început să mă rog. Din două motive am început să mă rog pentru căsătorie. Și de ce am început să fac? Pentru că pocăindu-mă, am avut experiența nefastă să intru în anumite familii de credincioși, să văd că ăștia sunt cam certați cu spiritualitatea, că relația între ei, ca soț și soție, una din aia, așa, ca între leu și levaică, că soțul își permite să mai ridice mâna nu spre cer, dar la dânsa, că ea mai place și ei să mai învârtă lucrurile și când am văzut lucrurile acestea, am zis, în viața mea nu trebuie așa familie, mai bine rămân călugări. Fame, dar nu trebuie să trăiesc așa, nici eu să fiu fericit, nici a fericită. Și am început pe la 17 ani, 18 ani, de fapt, imediat după ce l-am primit pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor, am început să mă rog, m-am rugat undeva până la 24 de ani, 7 ani ca și Iacov. Și m-am tot rugat, și m-am tot rugat, și m-am tot rugat, până când eram student undeva anul 2, și am avut harul să intru într-o familie de slujitori. Și am văzut cum se poartă și soțul și soția. Și am zis, măi, tare și că vreau să fie și eu. Și m-a rugat mai cu foc. Și Dumnezeu m-a binecuvântat și a mea e mai bună ca lui, să știți. Atunci când te rogi pentru viitoarea familie, trebuie să te gândești și ceri. Primul lucru care l-am cerut și vă sfătuiesc pe voi să-l faceți este că am cerut ca soția mea să fie mai pocăită decât mine. Să știți că avem nevoie de partenerul de viață să fie mai pocăit decât noi. În
N-am cerut să fie bogată, n-am cerut să fie frumoasă, n-am cerut să aibă diplome universitare, n-am cerut să aibă rude pe la centru, n-am cerut doar să fie pocăită. Bine că Dumnezeu a mai dat câte un bonus, dar nu înseamnă că eu le-am cerut lucrurile acestea. Gândește-te bine, dacă ești în perioada 12-21 de ani, este vremea să-ți formezi obiceiuri sociale, dezvoltă sentimentul identității în tine, adică să știi cine ești. Măi, dar cine sunt eu? Nu înseamnă că dacă mă cheamă X sau Y, într-adevăr, asta e identitatea mea. Care sunt valorile mele? Mai bine zis, dar imaginea lui Dumnezeu. Cum mă vede Dumnezeu în ochii lui? Și asta este cel mai important. Biblia spune un lucru foarte interesant. Nimeni să n-aibă nici de cum o părere mai sus de sine decât se cuvine. Dar vă spun eu că este rău să te ai și mai jos decât se cuvine. Trebuie să ai o imagine sănătoasă de tine, să știi cine ești. Știți de ce? Pentru că atunci când ai o imagine sănătoasă de tine și când te critică cineva, tu ești echilibrat. Nu cazi jos în depresie și te arunci pe jos și gata, mor, mă sinucit. Dar și când te laudă cineva, nu zbori în al șaptelea cer. Am un prieten în vârstă, un păstor american, are vreo 70 ceva de ani, și mi-a spus așa, ascultă, complimentele, laudele, sunt ca parfumul, să le miroși, ca să nu le bei niciodată. Înțelegeți ce spun? Să le miroși. Pentru că uneori meriți un compliment. Cineva spunea că un păstor, când primește un compliment sincer, poate trăi 3 luni de zile pe el. Și să știți că păstorul dumneavoastră mai are nevoie și decât de un compliment. Amin? Nu uitați că el este unul. Voi sunteți, câți membri sunteți 10? Sunteți mulți, dragii mei. Dezvoltă sentimentul identității în viața ta. Este stabilirea relațiilor sociale sănătoase. Adică le faci sănătoase sau nu le faci sănătoase? Începi să te porți bine sau începi să te porți rău? Este perioada cea mai critică. Luarea deciziilor importante cu efect îndelungat se iau în perioada aceasta, 12-21 de ani. Adică ce înseamnă asta? Dacă te pocăiești în perioada asta, te pocăiești bine. Pentru că numai tinerii au capacitatea să se dedice în totalitate unei nebunii sau unei cauze nobile. Și asta depinde de tine. Formarea deprinderilor comportamentale și emoționale. Aici le formezi. Adică aici înveți să ții emoțiile, să nu țară capacele repede. Aici înveți să te disciplinezi. Dacă ai prins perioada asta și o folosești bine, o să ajungi bine. Dacă nu, o să-ți fie un pic mai greu. Se poate, nu e imposibil, dar se poate și mai târziu, dar e un pic mai greu. Formarea unei imagini de sine corecte sau nu. În perioada aceasta îți formezi. Și știu că la perioada aceasta de adolescență e cel mai greu pentru tine să își formeze o imagine corectă. Cei mai mulți au probleme. Ba cum arată, ba cum vorbesc, ba cum le stă părul, ba ce greutate au, ba că nu-s bun de nimic. Așa se tot complexează și nu este doar o chestie de complex de inferioritate. Nu este o chestie de dragoste de sine. Așteptăm ca atunci când noi ne înjosim pe noi înșine să vină mama și tata, o băiată, tati, fata, mami, așa. Ne place. Noi suntem mari consumatori de dragoste, să știți. Și nu e rău. Trebuie să oferim unul altuia dragoste. Dar nu trebuie să profităm prea multă dragoste. Ce este anturajul? Anturajul este lumea în care noi trăim. Un anturaj bun sau rău. La biserică e bun, la școală e un pic mai rău. La biserică e bun, la lucru poate este mai rău. Este anturajul în care noi trăim. Este familia, școala, prietenii, TV-ul, media, game-urile, movies, fan, hobby, internet, toate acestea fac parte din anturajul în care noi trăim. Depinde cum folosim toate lucrurile acestea. Biserica, ce legătură este între imaginea de sine și anturaj? Imaginea de sine, dragii mei, va juca un rol foarte important în răspunsul la presiunea care se face asupra ta. Modul în care tu te vezi pe tine, modul în care tu înțelegi care ți este valoarea, modul în care tu îți găsești identitatea, personalitatea, chemarea, darul pe care Dumnezeu îl are pentru tine, când ești conștient de ceea ce a investit Dumnezeu în tine și când vei înțelege că Dumnezeu te-a făcut așa cum ești, pentru un scop, pentru o țel, pentru o chemare, pentru o slujire,
Când vei înțelege că între 7 miliarde de oameni tu ești singurul, unicul în felul acesta, nu este altul. Ca mine nu-i nimeni. Și așa mă bucur că n-am cine concura. Nu-i nimeni ca mine. Eu sunt unicul. Aleluia! Tu ești unica. Tu ești unica. Tu ești unicul. Nimeni nu este ca tine. Trebuie să înțelegi lucrul acesta. Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Și știți ce se întâmplă de multe ori cu noi? Când noi ne pierdem vremea, energia și emoțiile, timpul, gândindu-ne la darurile, nu pe care le avem, ci la care nu le avem și le răbim de la alții. Aș vrea să cred așa ca tine. Dar ce să fac dacă am o voce ca o rață, nu? Găsesc altceva de tău. Dumnezeu a pus altceva în mine. Dumnezeu vrea să mă folosească pe mine în alt fel. Nu există om bun de nimic. Dumnezeu n-a creat trebuturi, Dumnezeu n-a creat pensionar, Dumnezeu n-a pus pe nimeni la employment, da, la șomaj. Dumnezeu n-a făcut chestia asta. Dumnezeu pe toți a făcut ca să ofere un randament, un rod, să fie eficienți, să se bucure de el. Dacă vă aduceți aminte, când este vorba de orbul născut din naștere, ce spune Domnul Hristos? S-a născut așa ca să se vadă în el ce? E greu de înțeles, e greu de acceptat să te gândești că ai un copil bolnav. Și Dumnezeu l-a făcut așa cu intenția ca să-și arate slava Lui. Știți care este una din marile probleme cu care noi ne confruntăm? Este faptul că nu tot timpul suntem conștienți că Dumnezeu este suveran. Ce înseamnă că Dumnezeu este suveran? Înseamnă că Dumnezeu are ultimul cuvânt în orice situație, fără ca să-ți dea ție explicații. Asta înseamnă că dacă tu mergi azi acasă și ai să mori, bebând o cană cu apă, înseamnă că așa a vrut El. Și nu înseamnă că tu ai dreptul să-i ceri lui socoteală, așa spune Scriptura. Dacă ești blond, Dumnezeu te-a făcut așa. Nu întreabă de ce te-a făcut, așa a vrut El. Dacă te-a făcut brunet, așa a vrut El. Dacă te-a făcut de 2 metri, așa a vrut El. Dacă te-a făcut de 1,50, tot așa a vrut El. Dacă ți-a dat voce, așa a vrut El. Dacă nu ți-a dat voce, tot așa a vrut El. Este important, dragii mei, să înțelegem că atunci când ne închinăm lui Dumnezeu, înainte de orice, Dumnezeu e suveran. Amin? E greu pentru noi în lumea democratică, liberală, în care avem voturi de toate felurile, mai rău avem voturi prin biserică, suntem democrați în toate liniile și domeniile, să te gândești undeva sus în cer, este un Dumnezeu suveran care face tot ce vrea, fără să dea socoteală nimănui. Așa că e greu. Cum adică? Iată așa. Asta înseamnă să fii Dumnezeu. Înseamnă să faci tot ce vrei fără să dai socoteală nimănui. Aduceți-vă aminte de Iov. Iov trece prin toată încercarea aia și Dumnezeu niciodată nu explică lui Iov de ce trebuie să treacă pe acolo. Așa parcă este un fel de joc al cerului. Uneori parcă suntem iritați, uneori parcă suntem consternați de ce se întâmplă acolo în cartea lui Iov. Ei, și este voia lui Dumnezeu. El este suveran. El are dreptul să-ți dea sănătate să-ți o ia. Să-ți dea zile să ți le ia. Are dreptul să-ți dea copii și să-ți ia. Are dreptul să-ți dea casă și să-ți o ia. Are dreptul să-ți dea un soț și să-ți ia. Are dreptul, cum a făcut cu mine, să-mi dea o mamă și apoi să-mi o ia. Are dreptul acesta. Cine sunt eu în lumea asta să-i cer socoteală lui Dumnezeu de ce a făcut așa și n-a făcut după cum eu m-am rugat și după cum eu m-am așteptat? Când Dumnezeu face ceva, știe El de ce. Amin? Așa e greu de acceptat ce spun acum. Dar este un adevăr. Este o realitate. Ăsta este Dumnezeul nostru. Știu că în vremea de asta și în Canada și în America se predică o teologie așa, făcându-le imaginea lui Dumnezeu, parcă este un Moș Crăciun. Vii și îl tragi de barbă și vezi de cadouri. Parcă este așa un fel de casino spiritual în care te duci la mașina din plinit dorințe și apare 777 și ai câștigat milionul, nu? Nu. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu nu e nici bunic, nici Santa Claus, nici mașină de împlinit dorință. Dumnezeu este Dumnezeu. Mărit să fie numele Lui. Și este important că atunci când ne rugăm, este important că atunci când luăm decizii, important că atunci când vin în viața noastră evenimente pe care noi nu le putem controla, să ținem cont că Dumnezeu știe de ce și El a hotărât să se întâmple lucrul acela și El în necazul acela sau în bucuria aceea merită toată gloria și toată slava. Lăudat să fie numele Lui. Amin? Amin. Poți să-L lauzi pe Dumnezeu pentru suveranitatea sa?
Lăudați să fie numele Lui. Amin? Partea cealaltă este că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce se tem și iubesc pe Dumnezeu. Mărit să fie El. Fără să ne dăm seama, uneori jucăm jocul competiției. Și aici vreau să ajung din nou. Nu uita, ești unic. Atunci când ești unic, fie că ești păstor, fie că ești în comitet, fie că ești cântăreț, fie că ești dirijor, fie că ești în orchestră, fie că ești oriunde, tu ești unic. Ține minte, nu ai cu cine să intri în competiție decât cu tine însuți. Adică, do your best pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Tu nu trebuie să cânti mai bine ca El, tu trebuie să cânti mai bine ca tine. Amin? Tu nu trebuie să predici mai bine ca El, tu trebuie să predici mai bine decât tine. Tu nu trebuie să te rogi mai tare decât El, tu trebuie să te rogi mai tare decât tine. Amin? Tu nu trebuie să fii mai bun decât ea, tu trebuie să fii mai bun decât tine. Ăla-i competitorul tău, nu fratele și sora de lângă tine. Cu ăla trebuie să intri în competiție, nu cu cei de lângă tine. Complexul de inferioritate te va face să pierzi tot timpul. În orice situație, dacă ești complexat de identitatea ta, de imaginea ta, vei pierde tot timpul. Tot timpul vei lua poziția aceea de defense. Dacă tu stai numai în apărare, pentru că te gândești că eu nu pot, nu-s bun de nimic, sunt alții mai buni decât mine, recită mai bine decât mine, cântă mai bine decât mine, slujește mai bine decât mine, e mai frumos, mai frumoasă decât mine, e mai deștept, deșteaptă decât mine. Asta s-o crezi tu. Dumnezeu a făcut ceva unic din tine. Și ca tine nu este nimeni. Lăudat să fie numele Lui. Amin? Încearcă să gândești lucrurile acestea și nu mai asculta de imaginea aceea distorsionată pe care uneori o vezi în oglindă și te ciudă pe ea și plângi poate și te enervezi și spui capul sub pernă gândindu-te că mai nenorocit sau nenorocită decât tine nu este nimeni în lumea aceasta. Nu e adevărat. Pentru că dacă erai așa de mult, Dumnezeu te trimitea în altă parte. Dumnezeu te-a creat și, repet, cu un scop, cu un țel. Ai investit mult mai mult decât tu îți imaginezi în tine ca să te folosească pentru gloria și slava Lui. Amin? O imagine exagerată te va face să câștigi pierzând. Să câștigi pierzând. Știți care este cel mai mare paradox în viața spirituală? Este că poți să câștigi o bătălie, dar poți să pierzi războiul. Dacă eu am o imagine exagerată despre mine, tot timpul voi intra în contradicție cu El. Nu voi avea puterea să cedez, să mă smeresc. Spune cuvântul lui Dumnezeu că dați-vă cinste unii altora. Supuneți-vă unii altora. E foarte greu să fii mai în vârstă și să te supui unui tânăr. Foarte greu. Dar dacă ai fi pocăit cum trebuie, face-o cu bucurie. Dați-vă întâietate. Respectați-vă. Dați-vă cinste unul altuia. Asta înseamnă să ai o imagine corectă despre tine. Dacă este un loc lângă tine, oferă-i cuiva. Dacă ești tânăr și vine un frate în vârstă la ușă, dă-i cu onoare să treacă înaintea ta, n-ai să pierzi nimica. Fă lucrul acesta. Vine un străin în biserică, un prieten. Știu că locul ăla e a tău de 25 de ani. Păi dacă vezi că n-are unde sta, dă-i locul lui. Asta înseamnă să-ți cunoști imaginea, că tu dacă îți muți locul, ești tot același om. Cu aceeași valoare, cu aceleași principii. Amin? Este important lucrul acesta. O imagine de sine este ceea ce gândești și simți despre tine. Și aș vrea în seara aceasta să te gândești un pic la ce te gândești despre tine. Despre valoarea ta. Pentru că e important, dragii mei, când avem o imagine corectă despre noi, atunci vom ști cum să reacționăm în fața presiunii anturajelor, în fața presiunii colegilor de școală, de high school, de college, de university. Voi ști cum să reacționezi în fața presiunii de la lucru. Vei ști cum să reacționezi în fața presiunii poate din cor, din orchestră, din biserică. Vei ști cum să reacționezi sănătos dacă știi cine ești. Părerea ta despre tine va influența toate aspectele vieții tale, să știi. Și când te vei căsători, și când vei sluji în biserică, și când vei cânta, și când vei da bani, și când te vei duce în vacanță, și când vei mânca, și când te vei îmbrăca, felul cum te vezi pe tine
va influența modul în care îți alegi garderoba. Știați lucrul acesta? Pentru că dacă ai un complex de inferioritate și te vezi un pic mai jos decât ar trebui să te vezi, știi ce ai să faci ca și domnișoară? Îți iei niște haine un pic mai sexy, mai atractive, să atragi atenția. Pentru că tu ai o anumită meteahnă în interiorul tău, gândindu-te că treci neobservată de ceilalți. Și cum să atragi privirea? Simplu, fetele prin o reclamă bună. Băieții, în schimb, altfel. Dacă au o problemă de inferioritate, știți ce fac ei? Își fac câte un ciuf din ăsta, așa să iasă în evidență. Nimeni în biserică nu-i ca ei. Îs cocoșii tati. Vin cu haine slim pe ei, strânzi așa că zici că acum am părăie țăsăturile. Merg la fitness și împing la fiare acolo de rupt capacele. Să-și fac el. Și vin la biserică și merg pe niște rățoi așa. Îi mișcă Domnul. Înțelegeți ce spun? Știi de ce facem lucrurile acestea? Pentru că avem o problemă de imagine. Păi dacă n-ai avea o problemă de imagine, tot una, mai îmbrac și alopete. Eu nu mă îmbrac ca să mă vezi cu bine. Eu mă îmbrac pentru că îmi place mie să mă îmbrac și nu. Pentru că e nevoie să mă îmbrac. Fac sport ca să fiu sănătos, nu fac sport ca să fiu imagine. Îmi iau mașină că am nevoie de ea. Nu mi-au mașină așa ca să curgă ochii la fete să mă pot însura mai repede. Asta face problema imaginii în viața noastră. Gândiți-vă bine la lucrul acesta. Cum funcționează anturajul negativ? Anturajul negativ mereu te va manipula, va încerca să se folosească de tine. Și gândește-te bine, colegii de clasă, de college, de universitate, de lucru, dacă este un anturaj rău, va căuta să profite de forma ta. Să știi că nu-ți vreau binele ei. Nu, niciodată. Ei vor profita de pe tine. Apoi vor veni cu altă chestie, cu minimalizarea. Adică îți va spune, hai fă și tu asta, că nu e așa de la... Nu, ai spus și... Hai să ne uităm pe YouTube la o chestie. La American Funny Videos. Hai, nu e așa. Și acolo nu e nimic prostie. Ne uităm la ăla, până nu ne uităm la ăla. Înțelegeți? Minimalizare. Că nu-i chiar așa rău, nu-i chiar așa grav, nu-i chiar așa serios. Să stai o noapte să te joci și la game-uri, pe telefon, pe iPad și... A, nu, ce mare lucru. Forță, noapte. Nu e o problemă mare. Apoi vine cu altă chestie și spune, nu ne vede nimeni. Și îți oferă o siguranță iluzorie. Ți se pare că nimeni nu te vede. A, sunt singur în cameră, suntem doar noi, suntem în mașină, e întuneric, becul de la stâlp nu arde. Hai să ne împărtășim un pic unul cu altul. Înțelegeți ce spun? Că nu ne vede nimeni. Problema este că tot timpul este cineva care ne vede. Amin? Tot timpul este cineva care te vede. Mă doare atunci când văd tineri. Am văzut o poză, mie venea și râde și a plânge. Am văzut odată o poză cu... a cuiva din prieten, o soră cu batic frumos și așa niște poziții din aia care mai vine de la batic în jos și vedea toată lumea, dar nimeni să nu știe că e de la biserică. Gândiți-vă bine ce publicați, ce fotografii puneți. Gândiți-vă bine ce vă spune imaginea aia altora care se vor uita. Gândiți-vă că este un fel de piață, un fel de magazin, un fel de publicitate, că sunt undeva sute de mii de ochi care o să urte la chestia aia și o să o judece nu cum crezi tu, ci cum cred ei. Mă înțelegi? Mai vezi frați cu arme. Am văzut odată un grup de frați așa plini de arme până în timp, că am crezut că s-au hotărât să meargă să se bată cu ISIS. Și e grav. Și e rușinos, să știți. Că nu ne vede nimeni. Apoi vine anturajul și vine cu curiozitatea. Ea încearcă să vezi și tu, nu? N-ai să te apuci de așa ceva. Dar nu mă odată, vezi și tu cum e, că nu toată lumea trebuie să încerci ceva. Nu trebuie să vezi cum e țigarea, cum e băutura, cum e tequila, da? Tequila. Cum este vinar sau ardelenesc. Cum este vinul de cotnar. Și mai știu ce aveți de aici. Înțelegeți? Vine cu curiozitate și spune, încearcă măcar o dată. Uite-te măcar o dată, vezi o dată, să vezi ce simți. Și vine cu chestia asta și te robește. Apoi, cu ce vine anturajul
Negativ vine cu dorința de a fi cool și frica de a fi ridicularizat. Adică ce mai ai, tu ești băiat, tu ești bărbat, mai chiar nu poți, mai chiar... Înțelegeți? Nouă ne frică. Când n-ai o imagine sănătoasă de sine, nouă ne frică cineva să ne spună, băi, dar chiar nu poți, dar chiar n-ai putut să o atingi, să-l atingi, dar chiar n-ai putut să o sărut, să-l sărut, dar chiar n-ai... Tu ești băiat, mă. Înțelegeți? Spune. Și dacă n-ai o imagine sănătoasă, ai să cazi în capcana asta și ai să accepti toate măgăriile lumii acestea. Apoi este generalismul acesta. Toți fac, tu de ce să nu poți? Și apelează la mândria personală. Cum adică? Toți fac, nimic nu le s-a întâmplat, crezi că ți o să se întâmple ceva. Și apelează la mândria aceasta. Toți au, tu să nu ai. Tu, toți se duc, tu să nu te duci, da? Și apoi este frica de respingere din grup. Dacă vrei să fii cu noi, trebuie să faci ce facem noi. Ia încearcă într-un grup de frați care le place să fie pro-TV agents și spune-le odată, de două ori, de trei ori, bă, fraților, ce vorbim, mă-s prostii, smăgării, hai să nu mai vorbim. Știi ce o să întâmple după a treia oară? Nu te mai sună să mergi cu ei la pescuit. O să știi, bă, ăsta vorbește prea mult. Ăsta nu-i de-a noastră. Spune-le că-s păcătoși. Spune-le că trebuie să pocăiască. Să vezi cum ai să stai ca în izolatoriu. Și ce se întâmplă? Fii ca noi. Dacă nu ești ca noi, nu poți să mergi ca noi. Apoi este dorința de aventură. Fă lucrul ăsta că o să fie super. Trage și tu un fum de marihuana să vezi cum ai să vezi că ai vieți pe perești și stele albastre. Încearcă numai zi. Ah, ce culă-i. Să vedeți curiozitatea. Și tinerii au această curiozitate. Feriți-vă de lucrul acesta. Apoi, între tine există treaba asta, dacă mă iubești, ce n-ai face tu pentru mine? Orice, numai nu ce crezi tu. Frica de a pierde un prieten. Îți cer un compromis. Dacă n-ai o imagine corectă de sine, ai să cazi în treaba asta. De ce, ca și oameni, ca și tineri, cedăm presiunii? Și aceasta este o durere, dragii mei. Cedeți presiunii când cei din familie nu îi ai ca și prieteni. Dragi băieți, ascultați-mă ce spun. Căutați tot timpul să vă faceți cel mai bun prieten pe tată. Dacă nu ți-l faci pe el, să-l faci pe altcineva. Și ai să dai cu capul în gard. Vă spun așa sincer cum e. Taților, fiți cei mai buni prieteni fiilor voștri. Știți ce spune Domnul Iisus Hristos despre Ioan Botezătorul, că va veni în Duhul și puterea lui Ilie și este o frază care m-a lovit pe mine ca și tată în inima mea. Știți ce spune? Că va întoarce inima? Mai tare, Iisus. Măi, eu înțeleg că adolescenții sunt rebeli și așa. Dar de ce spune întâi va întoarce inima părinților la copii? Dragi părinți, în seara aceasta vreau să vă spun un adevăr. Copiii dumneavoastră n-au nevoie nici de mașina voastră, nici de casa voastră, nici de hainele voastre, nici de televizorul vostru, nici de patul vostru. În primul rând, ei au nevoie de voi. Amin? Dacă poți să-i oferi ceva prețios și foarte mult unui copil, unui băiat sau unui fete, este timpul tău. Nu să stați împreună la televizor să vă uitați la un meci de fotbal, ci să aveți un quality time, să discutați, să vorbiți de la inimă la inimă, să plângeți împreună, să vă rugați împreună, să discutați împreună. Tați dragi, când ați făcut ultima dată lucrul acesta? Mame dragi, când ați făcut ultima dată lucrul acesta? Duhul lui Dumnezeu, în primul rând, vrea să facă unitate în familie și să întoarcă inima. Nu mintea, nu atenția, nu nervii, nu strigatul, nu pumnul, nu legile. Nu să-i dai ticket la băiat și la fată, să-i dai tot felul de interdicții. În primul rând are nevoie de inima ta. Amin? Este important lucrul acesta. Dacă n-ai să faci pe mama cea mai bună prietenă, căreia să-i spui tot ce se întâmplă în viața ta, ai să dai cu capul în gard. Este așa de important să știi că primul om în care trebuie să ai încredere este mama. Spune ei de băiatul care îți place, spune ei de
gândurile care se primind, îi spune ei, vorbește cu ea, discută cu ea. Este important lucrul acesta. Dacă în lumea aceasta va fi cineva care îți vrea bine, asta este mama. Amin? Important lucrul acesta, dragii mei. Dacă nu-ți faci cei mai buni prieteni, părinții tăi, să scați alt prieten. Și aia nu sunt așa buni ca tata și ca mama. De ce cedăm presiunii? Pentru că fugim de ridicularizare. Nu ne place cineva să facă glume pe seama noastră, să ne poreclească. Uite, au venit la biserică și scântocul. Asta nu merge cu noi. Nu ne place asta și atunci când nu ne place asta și nu cunoaștem imaginea corectă de sine, cedăm la presiune și începem să fim ca ei, ca ceilalți, compromițându-ne viața. Fuga de respingere, lipsa unei imagini corecte, dorința exagerată după independență. Știți ce se întâmplă, dragi tineri, când vreți să fiți independenți? Este ca și cum ar fi o floare care iese din rădăcinile ei din pământ și vrea să zboare. Cât credeți că o să trăiască floarea aceea? Puțin, până se ofilește și moare. Există dorința aceasta să arătăm la părinții noștri că noi suntem destul de maturi, ne descurcăm singuri. Ce este? Vorbeam odată cu băiatul meu și îmi spune, mă fac mare, mă duc la apartament, nu știu ce am zis, stai băiete. Trebuie să spun că nu ești în stare să-ți faci patul. Vrei să ții apartament? S-a uitat la mine, s-a liniștit. Și de atunci mai am învățat că e pocăitul Domnului. Dorința exagerată după independență, compromis. Adică ai o prietenă bună, faci aia prostii, ai mai făcut și tu una și hai să spunem noi mână pe mână se spală. Sau presto, sunteți amândoi compromiși de păcat și nu știu celălalt. Prietenia nu se arată în ascunderea greșelilor. Prietenia se arată prin iubire în îndreptarea lor. Amin? Este important lucrul acesta. Conformitate în schimbul acceptării, adică te conformezi lucrurile acelui doar ca să fii acceptat. Încep să înjuri ca ei, încep să alergi ca ei, încep să strici ca ei, încep să te îmbraci ca ei numai ca să fii acceptat de grupul respectiv. Dar nu trebuie grupul ăla. Pentru ce să-mi trebuiască din grupul ăla dacă facem prostii? Lașitate și șantaj. De ce cedăm? Pentru că suntem lași, dragii mei. Fie că suntem tineri sau bătrâni, uneori când suntem într-un anumit grup, de frați sau mai puțin frați și intrăm într-o discuție mai bună sau mai puțin bună, suntem lași. Nu vrem să spunem, noi fraților, că am luat de ulei. Stăm frumos acolo, nu zicem nimic, ascultăm. Mai râdem și noi la gluma aia. Mai adăugăm și noi câte ceva, câte o replică, câte o maximă. Să arătăm și noi cool, pentru că nu vrem să fim lași. Cum să birui presiunea anturajului? Sau cum să nu-i lași pe oameni să trăiască viața ta? Cum să te bucuri de propria viață? Pune 101 întrebări. De ce? Pentru ce? Cât timp? Unde? Cum? Care sunt consecințele? Pune întrebări. Înainte ca să te duci cu cineva, pune-ți întrebările astea. Mai de ce mă duc cu ei? Dar care sunt consecințele? Dar pentru ce? Dar cât timp? Dar unde? Dar ce o să se întâmple acolo? Dar ce câștig eu din toată treaba asta? Că doar ca să ai fan nu este un răspuns destul de înțelept. Spune nu la anumite lucruri din convingere. Cu cât vei spune mai ferm, cu atât vei fi mai puțin supărat pe alții. Spune nu din convingere, nu din frică de mama și de tata. Spune nu pentru că așa crezi tu că trebuie să spui nu. Și e important lucrul acesta. Spune nu, încă o dată repet, din convingerea pe care tu o ai, din Scriptură. Fugi de zonele și grupurile de presiune. Și am întâlnit băieți care ei nu fumează, dar merg cu cei care fumează. Și nu ține mult treaba asta. Ține poate o lună, un an, doi, și până la urmă te trezește și el scoate fum. Tu nu bei, dar te duci cu cei care beau și te ține un an, doi, trei și te alimentezi și tu un pic. Tu nu bărfești, dar spuneam azi dimineață că asculți bărfa și asculți odată, de două, de trei ori și trebuie să spui și tu ceva, nu? La orice ședință de partid, fiecare spune câte ceva și spui și tu mai, dau și tu.
sau mai adaug și tu un personaj nou. Toți vorbesc de Ioana. Și toți știu de Ioana. Tu, ca să ieși un pic în evidență, ai să spui despre Cristina. Și spui, dar voi ați auzit, mă înțelegeți cum merge treaba asta? Fugi de zonele și grupurile de presiune. Caută-ți prieteni buni. Proverbe 13:20 spune, cine umblă cu înțelepții se face ce? Înțelept. Dar cui îi place să se însoțească cu nebunii, o duce cum? Rău, o duce rău, domnule. Atunci când m-am întors la Domnul, mi-am făcut prieteni o pereche de oameni în vârstă. Oameni care mi-au ajuns să fie mentorii mei și care mi-au deschis Scripturile și voia lui Dumnezeu. Au riscat să-mi arate unde este cheia la poarta lor și au riscat să-mi spună că pot să merg la orice oră, din zi sau din noapte, la ei. Și fiți sigur că am profitat de chestia asta. Mă duceam și la 2 și la 3 de noapte, descuiam poarta pentru că știam unde este cheia, intram la ei. Ei nu dormeau, ci se rugau, căutau pe Domnul. Și ori de câte ori intram în casa lor, aveau ceva să-mi ofere de mâncare și începeau să-mi deschidă Scripturile. Și gândiți-vă că asta a durat undeva 4 ani de zile, pentru că eu am fost tare la cerbice și destul de piatră tare ca să Dumnezeu să lucreze la inima și la sufletul meu. Dar eu am avut răbdare. I-am apreciat foarte mult pentru că mi-au oferit prietenia lor. Și dragi frați în vârstă, uitați-vă la mine, sunt ceea ce sunt și sunt produsul a 2 bătrâni din biserică care m-au ajutat să-L cunosc și să-L iubesc pe Domnul și împărăția Lui. Înainte ca să arăți cu degetul la un tânăr dacă este bun sau rău, întâi puneți întrebarea cât ai investit în el, dacă n-ai pus nici 2 bani la el, dacă n-ai înălțat nici măcar o rugăciune, dacă n-ai postit nici măcar o zi pentru el, nu-ți permite să-l critici, chiar dacă poate ai dreptate. Întâi gândește-te ce ai făcut pentru el ca el să fie mai bun. În viața mea au fost oameni care înainte să arate cu degetul s-au ocupat de mine. Am venit dintr-un background foarte rău, să știți. Unii poate nici n-ar fi dorit să stea de vorbă cu mine, însă perechea aceasta de bătrâni au avut atât de multă încredere încât să-mi arate unde e cheia, la poarta lor, la casa lor. Să-mi dea voie să intru în casa lor, să stau la masa lor, să le iau timpul, să le scurtez nopțile, să se roage, să plângă pentru mine și să postească. Ei au fost mentorii mei care au zidit în mine împărăția lui Dumnezeu. De aceea, în această seară, te invit, frate, soră, care sunteți mai în vârstă, mame și tați, părinți, înainte să spui ceva despre un copil, gândește-te dacă ai investit ceva în el. Dacă nu, caută să investești în el. Dacă vrei să fie mai bun, fă ceva pentru el. Critica nu tot timpul ajută. Amin? Este important lucrul acesta, dragii mei. Căutați-vă, dragi tine, prieteni buni, de la care puteți învăța ceva, care să vă fie de folos în viață, care să vă ofere siguranță. Poți să birui, spune Psalmul 119, versetul 63, sunt prieteni cu toți cei ce se tem de tine și cu cei ce păzesc poruncile tale. Înțelegi? Cu cine trebuie să fii prieten? Cu toți cei ce se tem de Domnul și iubesc poruncile Lui. 1 Corinteni 15:33, l-am citit acum, spune așa, nu vă înșelați, tovărășiile rele, tot timpul vor strica obiceiurile bune. Dacă îți faci un prieten care e răzvrătit față de părinți, tu crezi că nu o să te ajute să asculți de mama și de tata? Te înșeli amarnic. Știi ce înseamnă să te înșeli singur? Înseamnă să bagi mâna în buzunar, să scoți banii și până să sun la 911 să declar că cineva ți-a furat banii, să chem poliția, să prindă hoțul. Cam așa este. Să scurgi căciula din cap și să strigi tare unde este hoțul. Asta înseamnă să te înșeli singur. Să-ți faci rău și apoi să te gândești că de fapt altul este vinovat. Nu! Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că tot timpul tovărășiile rele vor strica obiceiurile bune pe care le-ai învățat în casa părinților tăi. Vor strica caracterul tău și valorile tale. Definește-ți credința. Definește-ți credința odată pentru totdeauna în viața ta, pentru că ceea ce trăiești este de fapt ceea ce crezi, nu ceea ce spui.
Noi spunem multe, frați și surori. Noi știm multe din Scriptura aceasta. Dar știți că credem atâta că trăim. Restul informație, restul păreri, restul opinii, restul folosim ca argumente să ne contrazicem cu alții, cu adventiștii, martorii lui Jehova, cu ateiștii, cum mai știu cine, dar adevărata credință se demonstrează în ceea ce trăiești, nu în ceea ce spunem, cântăm, recităm sau chiar predicăm. Amin? Definește-ți credința. Nu lăsa pe alții să gândească și să hotărască pentru tine. Cu alte cuvinte, nu-i lăsa pe ei să trăiască viața ta. Pentru ce să-i dai voie colegului de clasă să-ți spună ție ce trebuie să faci, să spună ție ce trebuie să vorbești, să spună ție cum trebuie să te îmbraci și cum să-ți aranjezi părul? Pentru ce? Dar cine e el? Că Dumnezeu ți-a dat ție viața. Ia-o în mâinile tale și trăiește-o. Fii fericit, bucură-te de propria viață, nu lăsa pe alții să-ți trăiască viața ta, făcându-i pe alții fericit, te pierzi pe tine. Este așa de important lucrul acesta. Dacă ai o imagine corectă de sine după Scriptură, tu n-ai să-i permiți altora să-ți schimbe viața ta pentru că așa vor ei. Păi să trăiești după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, amin? După imaginea Lui, după cuvântul Lui, după voia Lui, după promisiunile Lui. Lăudat să fie numele Domnului. N-ai să permiți nimănui lucrul acesta. Fie că, și dragii mei, una din marile înșelăciuni pe care noi le putem trăi în lumea aceasta este să trăiești și să crezi minciunea spirituală. Sunt oameni care, dacă nu cunoști Scriptura, te duc pe toate căile și dau de tine de toate gardurile. Și vă pun o întrebare cu tot respectul în seara aceasta. Cât din ceea ce cunoaștem din Scriptură ați citit și ați studiat dumneavoastră și cât ați auzit doar din predici spunându-se despre alții? Vă spun un adevăr, cu tot respectul. Prorocii pot greși, amin? N-am auzit. Prorocii pot greși, amin? Predicatorii pot greși, amin? Păstorii pot greși, amin? Evangheliștii pot greși, teologii pot greși, dirijorii pot greși. Dar Dumnezeu nu greșește niciodată. Lăudați să fie numele Lui. Dacă vrei să mergi pe cale cum trebuie, pune mâna pe Scriptură, citește-o, mănâncă din ea. Gustă să vezi ce bun este Domnul. Lăudați să fie numele Lui. Singurul cuvânt care ne transformă și ne face destoinici și bun pentru orice lucrare bună și desăvârșită e Scriptura, dragii mei, nu predica mea din seara asta. Este cuvântul Scripturii. Aici este voia și puterea lui Dumnezeu. Nu lăsa pe alții să ia hotărâri în dreptul tău. Gândește-te la consecințe. Cu ce mă aleg din toată treaba asta? Când vine un băiat și îți propune o prostie, gândește-te, măi, dar cu ce o să mă aleg după toată treaba asta? Când un băiat vine la alt băiat și îți propune alte chestii, cu ce mă aleg? Când îți spune, du-te sau să mergem în locul acela, cu ce mă aleg eu din toată treaba asta? Care este consecința la tot lucrul respectiv? Să nu crezi când auzi toată lumea face asta. Niciodată nu crede chestia asta, că e o minciună. Nu toți fac asta, el, de exemplu, nu fac. Ea tot nu face, ea tot nu face. Nu toată lumea. Poate majoritatea, maybe. Dar nu toată lumea. Stabilește niște limite nenegociabile și vă spuneam sâmbătă seara, puneți 10 porunci. Este important lucrul acesta. Scrie undeva în telefonul tău, în smartphone-ul ăla tău. Scrie 10 porunci pentru tine, niște limite nenegociabile pe care să nu le treci chiar dacă va trebui să mor. Spune, eu așa ceva, mă hotărăsc înaintea lui Dumnezeu, n-am să fac să știu că se deschidă pământul în patru și aici apare un vulcan și arde viu. Nu fac, Domnule, și gata. Vă aduceți aminte de cei trei tineri care erau în Valea Dura? Și ce spune acolo? Spune, încălzesc cuptorul de 7 ori, dacă nu vă închinați, vă fac imediat barbecue. Și spune, auzi, chiar dacă Dumnezeu nu ne scapă, mă auziți ce spun? Chiar dacă Dumnezeu nu mă scapă, eu chestia asta n-am să fac. Amin? Puneți niște limite nenegociabile, adică 1 cu 1 fac 2, niciodată nu fac 3, niciodată nu fac 12,5, niciodată nu face 4, 5 sau 7. 1 cu 1, 1 plus 1 tot timpul face 2. Amin? Asta înseamnă să ai o limită nenegociabilă în viața ta.
Adică eu chestia asta n-am să o fac, să știu că orice nu s-ar întâmpla. Nu-i pentru mine și gata. Apoi, dragii mei, caută să vezi dincolo de ceea ce se arată sau se oferă. Îmi place la tineri să le spun când se întâlnesc dincolo de romantismul ăla între Romeo și Juliet. Să vorbească despre lucruri un pic mai serioase. Nu despre stele de pe cer, nu despre lună, comete, nu despre honeymoon, nu, nu, nu. Întreabă-mi, băi băiete, dar tu ai loc de muncă? Tu ești în stare să ții o familie? Măi băiete, dar tu îți faci patul acasă? Măi băiete, dar tu ciorapii ți duci la spălat sau sub pat acolo la mămica trebuie să ți strângă? Pune întrebări, multe întrebări la băiatul ăla. Când vine la tine, întreabă-l întâi, băi, dar ce ai de gând tu? Trebuie să-i spui, eu am atâta demnitate ca și fată, că eu nu-mi permit să fiu remorca nimănui. Dacă ai gânduri serioase, discutăm, dacă nu, stângă împrejur și tunde-o din gară. Nu-ți permite să stai de vorbă cu un neserios. Nu-ți permite lucrul acesta. Limite-l la reeducare. E mai bine pentru tine și mai bine și pentru el. La fel și tu, ca și băiat, când te duci la ea sau când vrei să începi o relație romantică, întreabă, măi, dar tu măcar o prăjite, știi să faci? Că dacă nu ești în sală, ești o prăjite, ce o să mâncăm? Toată viața la restaurant? Tu glumești? Întreabă, dar cam câți bani de la mama îi iei pentru haine? Cam cât cheltuiești tu pe toate treburile astea? Vorbiți lucruri serioase, dragii mei. Întreabă sau întreabă ce îi place. Dacă îi place să meargă la biserică, dacă îi place să se roage, dacă citește Biblia, dacă este implicat și activ în biserică, dacă îi place misiunea, dacă iubește pe Domnul, dacă respectă slujitorii. Întreabă toate lucrurile acestea. Întreabă pe băiatul ăla cum se poartă cu mama și cu sora lui. Sau dacă e din biserică, uită-te cu atenție. Dacă vezi că se uită la sora sau mai mică, spune, du-te tu de aici! E sigur că și ție o să spună tot așa după luna din el. Tu crezi că el o să fie mai educat cu tine? Crezi? Niciodată. Ascultați-mă ce spun în seara asta. Gândiți-vă bine la lucrurile acestea. Caută să vezi dincolo de. Nu te ascunde după scuze. Când ai limite negociabile, nu există scuze. E nu și nu și gata, am terminat poveștile. Fii cel mai bun prieten al tău. Dacă pe lângă părinți, dacă vrei să ai un prieten bun, ești tu însuți. Tu însuți. Tu însuți. Fii cel mai bun prieten. Dorește-ți ție binele. Dar pentru ce să mă fac de rușine în toată treaba asta, nu? Dă atenție scopurilor vieții tale, nu a grupului de presiune. Gândește-te ce vrei să faci tu cu viața ta. Nu ce vrea grupul să facă cu viața ta. Tu ce vrei să realizezi? Tu cui îi slujești? Tu pentru cine trăiești? Tu de ce vrei să te bucuri? Și singurul lucru de care te poți bucura este propria viață, lăudat să fie numele Domnului. Amin? Făceți lucrul acesta, dragii mei. Apoi acceptă chemarea lui Dumnezeu pentru viața ta. Fiecare om, tânăr sau bătrân, are o chemare. Și sunt multe daruri. Vreau să vă pun o întrebare. Dacă eu, în seara aceasta, aș veni cu un frate aici la dumneavoastră și v-aș spune, fratele X este slujitor în biserica Elin din Tacoma, la ce v-ați gândit prima dată? Ce fel de slujitor este el? Continuați, domnule! Poate păstorul asistent, poate prezbiter, poate diacon, poate un predicator. Dar eu s-ar putea să vin cu ușierul bisericii. Știți ce se întâmplă de multe ori? Noi credem că slujitorul e numai ăla care stă pe aici. Nu, nu, slujitorul e și ăla care face curat. Slujitorul e și cel care stă la ușă. Slujitorul este și cel care poate acasă stă pe genunchi și postește și se roagă. Pentru noi toți ăștia care suntem vizibili și ieșim în evidență. Și ar putea ca în Împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu să răsplătească lui mai mult decât mine, amin? Că eu predicând vine, mai primesc câte un compliment, el rugându-se în taină, nu-l vede nimeni, nu-i spune nimănui nimic. Amin? Și spune cuvântul Scripturii și Tatăl care vede în ascuns, ce va face? Va răsplăti. Acceptă chemarea lui Dumnezeu, sunt atâtea chemări. Înțelegi? Când ești într-o biserică și vrei să faci ceva, nu este imposibil să nu vezi ce trebuie de făcut.
Este ca și cum ai merge prin pădure și să nu vezi niciun copac. Nu merge. În biserică tot timpul, dacă vrei să faci ceva, vei vedea ce trebuie făcut. Puneți câteva întrebări. Care sunt valorile mele? Ce trebuie să fac să trăiesc aceste valori? Ce trebuie să iert? Sau ce trebuie să schimb în viața mea? Puneți aceste întrebări, dragul meu. Pentru ce trebuie să fiu mulțumitor? Trăim o vreme într-o societate nemulțumită. Mai rău, gripa aceasta spirituală a intrat prin biserici. Doamne, te mir de oameni că sunt nemulțumiți. Sunt nemulțumiți de biserică, de slujitor, de cântare, de fanfară, de cor, de frați, de surori, de programă. Sunt nemulțumiți de orice. În seara aceasta aș vrea să-ți pui întrebarea, Doamne, pentru ce aș putea să-ți mulțumesc? Pentru ce să-ți fiu mulțumitor? Am citit o statistică care m-a durut foarte mult. Știați că în lumea aceasta, de exemplu, sunt 2 miliarde de oameni care nu știu a citi? De câte ori ai mulțumit lui Dumnezeu că știu a citi? Știați că, de exemplu, în Statele Unite sunt câteva milioane de orbi? Când e mulțumit ultima dată că, chiar dacă porți ochelari, cum că vezi slăviță în numele Domnului? Am fost într-o leprozerie, într-un centru de leproși, în județul Turcean, în Chireș, și am primit o lecție extraordinară acolo. N-am să uit în viața mea. M-am dus acolo și cu frică să nu mă îmbolnăvesc, dar m-am dus în centru de leproși, am văzut oamenii aceia, vă spun că te apucă groază să vezi, oameni fără mâini, oameni fără picioare, oameni fără nas, oameni fără urechi, oameni fără degete. Dar știți ce m-a impresionat cel mai tare? Acolo erau credincioși, oameni care slujeau lui Dumnezeu și erau fericiți și bucuroși. Era un frate prezbiter acolo, în biserica aceea din Tichilești, din centru de leproși, din Vâlpov, din Ucraina. Și era așa bucuros, era așa fericit, era așa plin de pace. Mă gândeam, Doamne, cât îți eu de păcătos când mă compar cu oamenii aceștia care sunt aici, au trecut prin nenorocirea aceasta, sunt izolați, trăiesc în carantină. Unii dintre ei n-au dreptul și au stat și erau acolo de 20 de ani, de 30 de ani, mai erau ca într-o pușcărie, izolați undeva într-un colț de țară. Dar era bucuroși și slujeau lui Dumnezeu. De câte ori mă uit la mâinile acestea, mi-a ducat multe de linii. De câte ori mă uit în oglindă și cred că mai am nas, am urechi, stau pe picioarele mele, mi-a ducat multe de linii. E un mare har să poți sta pe picioarele tale, slăvit să fie Domnul. Un mare har să poți să miști mâinile acestea și să poți face ceva bun cu ele. Lăudați să fie Domnul. E un mare har să deschizi ochii dimineața, să vezi lumina zilei. Și încă să ai și puterea să te ridici din patul în care te-ai odihnit. E un mare har să poți mânca. E un mare har să ai ce să poți mânca. Dragii mei, dacă am vrea să vedem minunile lui Dumnezeu, le putea vedea în fiecare zi și în fiecare dimineață. Mă copleșesc binecuvântările lui Dumnezeu. Uneori ca părinți, poate suntem nemulțumiți de copiii noștri, să știți că alții au copii mai răi ca noi. Și mă smeresc înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, mă să mulțumesc de cei pe care să mulțumesc pe biserică în care sunt. Să mulțumesc pentru vremurile de pace, sunt alții care trăiesc în război, refugiați, cu frica morții, persecutați. Trăim în niște țări în care există harul acesta și, dragii mei, vreau să te întreb în seara aceasta, cu ce ai fost tu mai bun că ai venit în Canada și nu ești undeva în România? Cu ce ești tu mai bun că ești cu familia aici și nu ești undeva prin Franța, Italia sau Germania, 3 luni, 5 luni la lucru, departe de soție și de copii? Cu ce ai fost tu mai bun că Dumnezeu te-a dus pe tine aici și că eu să mă duc la sabă? Nu
Mulțumesc oare Harul lui Dumnezeu slăvit să fie numele Lui? Așa că avem pentru ce să-i mulțumim în seara aceasta. Puneți întrebarea, cine are aceleași valori și te poate ajuta? Cu cine poți să ai părtășie? Dacă nu ai nimic de făcut în ziua aceea, cu ce îți petreci timpul? Cum îl cheltuiești? Să zicem că este sâmbătă. Sâmbătă dimineața ai ajutat-o pe mama la curățenie, tu ai ajutat pe tata la spălat mașina, ai schimbat uleiul, ai cecuit roțile să vezi dacă e presiunea care trebuie, ai făcut tot ce trebuie. Ți-a rămas de la 1 până la 9 până de culștii. Ce faci cu el? Pentru că modul în care îți petreci timpul ăla vorbește mult despre caracterul tău. Vorbește mult despre valorile pe care tu le ai în viață. Ce faci cu timpul ăla de la 1 la 9? Cum ai să-l cheltuiești? În seara aceasta, dragii mei, aș vrea să ne gândim la toate aceste lucruri. Și te rog, în seara asta, ca și tânăr, ca și tânără, ca frate, soră, mai în vârstă poate decât mine, mi-ai putea fi tată sau mamă, cine străiește viața? Cine se bucură de ea? Ești tu cel care hotărăști pentru viața ta? Sau sunt influențele din jurul tău? Marea provocare pentru tine în lumea aceasta este să știi de cine să asculți. Asculți de Dumnezeu sau asculți de anturaj? Asculți de oamenii lui Dumnezeu sau asculți de colegii de clasă, de college, de universitate, de muncă, din cartier? Cine influențează viața ta? După cine te iei? Cine este icoana ta? Exemplul tău? Pe cine îi pune pe perete de care ar fi să alegi? Viața cui ai vrea să trăiești? Familia cui ai vrea să copii ca și tânăr? Dragi părinți, aș vrea să mai spun un lucru. Când copiilor noștri, când fiului meu, cineva îi spune că semeni cu tata, care e reacția lui? Zâmbește bucuros sau arată limba? Se spune că au fost odată doi fii. Unui tată alcoolic, unui tată bețiv, unui tată care nu merita prea multă cinste, sunt tați de excepții uneori. Și acești doi fii au trecut ani și fiecare și-a ales viața lui. Unul a ales să fie rău ca tata, altul a excelat să fie bun, educat, politicos, cu maniere. Un reporter i-a strâns pe amândoi și i-a pus aceeași întrebare. Ce de-a determinat pe tine să alegi viața asta? Și l-a întrebat pe cel care a ales să ducă o viață de alcoolic, mizerabilă. Și l-a răspuns simplu, că așa l-am văzut pe tata. L-a întrebat pe celălalt, care era doctor, era educat, era politicos. Tu de ce ai ales viața pe care ai ales-o? Și a primit răspunsul, pentru că l-am văzut pe tata. Încă o dată aș vrea să vă întreb în seara aceasta, când copiii noștri se întreba sau li se spune că seamănă cu mama sau cu tata, care e reacția lor? În seara asta mă rog Domnului ca să întoarcă inima noastră ca părinți către copii. Și să întoarcă inima copiilor către părinți. Dacă vreodată în cer ai să poți să duci cu tine ceva, dragă mamă și dragă tată, vor fi copiii tăi. Nu ai să duci nici casa ta, nici mașina ta, nici accountul tău, n-ai să duci nici hainele, n-ai să duci nici barca care ți-ai cumpărat-o, nici RV-ul, n-ai să duci, dragul meu, nimic din ce ai realizat acest pământ, pentru că Scriptura spune că totul va arde într-o bună zi. Dacă ai să poți duce ceva în cer cu tine, o să fie odrasele pe care Dumnezeu ți le-a dat. De aceea te invit în seara aceasta să investești cu înțelepciune. Amin? Investește cu înțelepciune nimic de pe pământul ăsta nu vei duce în cer, decât ce pe care Dumnezeu ți-a dat. Lăudat să fie numele Domnului. Aș vrea în seara aceasta, dragii mei, să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm.
Au fost câteva momente în care Dumnezeu ne-a vorbit fiecare dintre noi și ne-a cercetat. A vorbit inimii mele și inimii dumneatale. Ne-a pus față în față cu adevărul realității și a vieții pe care noi o trăim. Ne-a arătat care este voia Lui și ceea ce suntem noi. În seara aceasta aș vrea să facem o rugăciune deosebită, o rugăciune specială pentru tineri și bătrâni, pentru bărbați și femei. Vrem să ne rugăm ca Duhul de viață al Lui Dumnezeu să coboare peste ființele noastre. Amin? Duhul de viață al Lui Dumnezeu să coboare peste relațiile dintre părinți și copii. Amin? Duhul Lui Dumnezeu să coboare și să dea viață în relațiile dintre frați și surori. Amin? Duhul Lui Dumnezeu să coboare și să dea viață în relațiile dintre soți și soții. Amin? Duhul Lui Dumnezeu să dea, să vină aici și să coboare și să dea viață slujirii și vieții noastre, pentru că avem nevoie de viață din belșug, din Împărăția Lui Dumnezeu. Amin? Dacă în seara aceasta, ca și tânăr sau tânără, știi că undeva relația ta este uscată între tine, între tine și mama, între tine și tata, este bine ca în seara asta să o repare. Am învățat un lucru și, dragii mei, vreau să vă spun un lucru care nu-mi face bucurie și nici onoare și rușine. Până la 21 de ani, eu nu mi-am cerut iertare nimănui, nici măcar lui Dumnezeu. Cu toate că eram pocăit, eu nu mi-am cerut iertare. Nu mi-am cerut iertare nici de la mama, nu mi-am cerut iertare nici de la prieteni, nu mi-am cerut iertare de la nimeni. Eram gata să mor, dar eu nu mi-am cerut iertare nimănui. Însă Dumnezeu cu iubirea sa m-a schimbat. Și am ajuns cu bucurie și cu onoare să pot recunoaște când greșesc în fața copiilor mei și să-mi cer iertare. De multe ori noi, ca tată și mamă, considerăm că este un act josnic. Cum adică eu să-mi cer iertare de la copilul meu? Simplu, dacă ai greșit, trebuie să-și cer iertare. Dacă ai strigat, trebuie să-și cer iertare. Dacă ai exagerat, dacă ai demonstrat nervi, dacă ai fost prea iubit, prea neînțelept, dacă ai luat hotărâri cum nu trebuie, dacă ai avut un comportament nebiblic față de copilul tău, trebuie să-și cer iertare. Asta înseamnă să te întorci cu inima la copilul tău. Tu crezi că copilul tău nu e destul de înțelept să vadă că mama și tata nu trăiește după Scripturi? Tu crezi că el nu vede atitudinea ta, vorbirea ta, viața ta, felul în care te comporți cu soțul sau soția? Tu crezi că ei nu au ochișori? Ne urmăresc, dragii mei, mai ceva ca să ia Iisus sau FBI-ul. Tot cântăresc de ce iese din noi. Și dacă știi că în viața ta de familie sunt lucruri nepotrivite, cu tot respectul, vreau să vă invit în seara aceasta să vă reparați greșelile. Dacă nu ți-ai cerut iertare niciodată mamei sau tatălui, dacă nu ți-ai cerut iertare niciodată fiicei sau fiului dumneatale, te invit să ai curajul să o faci. Va fi un act de demnitate. Am avut surpriza plăcută când m-am dus la fiul meu și ne-am cerut iertare să am parte de mai mult respect, de mai multă cinste, să spun. Apreciez tatăl ce ai făcut. Să mă ia în brațe. Să putem să plângem amândoi și să ne rugăm amândoi. Este așa de important, frate, să vă lucrul acesta. Nu te-ai gândit niciodată pentru faptul că nu ți-ai cerut iertare copilului tău, s-ar putea ca Dumnezeu să nu-ți asculte rugăciunea? Este biblic ce spun acum și Biblie scrie lucrul acesta special despre bărbați. Dacă nu te porți bine cu soția, o să te rogi până devii mut și Dumnezeu nu te ascultă. Pentru că spune să te porți frumos cu soția ta ca să nu fie împiedicate ce? Rugăciunile tale. Dă-i cinste ca unui vas de slavă. Iar tu ascultă de soțul tău și de respectul care îl merită. Vă invit în seara aceasta, dragii mei, să vă puneți această întrebare. Cine îți trăiește viața? Care este chemarea lui Dumnezeu pentru tine? Pentru ce trăiești în lumea aceasta? Dacă știi în seara asta că există un domeniu în care viața ta, relația ta, modul de a gândi, este uscat și nu are viață, vreau în seara asta să ne rugăm. Amin? Vreau să ne oferiți harul și posibilitatea în seara asta să ne rugăm pentru soții rănite, pentru soți răniți, pentru perechi
care au nevoie de viață, pentru tineri care au nevoie de viață în viața de zi cu zi, pentru viață în gândirea voastră, în inima voastră, în starea voastră emoțională, în deciziile voastre, să le luați pentru binecuvântare, pentru viață, nu pentru blestem. În seara aceasta vrem să ne rugăm ca Dumnezeu să umple cu Duhul Sfânt, amin? Să umple cu Duhul Sfânt întreaga noastră ființă, avem nevoie de aceasta. Nu te-ai săturat că timp ai fost un chimbal zăvenitor și o aroamă răsunătoare? N-ai vrea să începi să fii un vas plin pe care Dumnezeu să-L folosească pentru gloria și slava Lui? Amin? Vă invit să ne ridicăm în picioare. Și n-am să insist prea mult în seara aceasta, și timpul este destul de înaintat, dar dacă în seara asta ai înțeles că Dumnezeu vrea să-ți dea viață și nu moarte, vrea să-ți dea binecuvântare și nu blestem, vrea să-ți regăsești identitatea și să nu fii o ființă pierdută în întunericul mulțimii, dacă înțelegi că Dumnezeu a venit aici la răscrucea vremurilor și a timpului vieții tale și vrea să-ți dea călăuzire în viața pe care tu ai, de familie sau de nefamilist, de tânăr sau de bătrân, aș vrea în seara aceasta să ne dați harul acesta, oportunitatea, onoarea să ne rugăm pentru dumneavoastră. Nu eu dau viață, nu eu dau har, nu eu dau iertare, nu eu dau vindecare, și Domnul Hristos, mărit să fie numele Lui. Am să stau eu și Iosif ca niște slujitori umili la dispoziția dumneavoastră să vă însoțim în rugăciunea și în hotărârea pe care vreți să o faceți în seara aceasta. Dacă în seara aceasta este cineva care vrea să ne rugăm într-un mod special pentru el, ca Dumnezeu să-l umple cu viață, ca Dumnezeu să-l umple cu Duhul Sfânt, acolo unde ești, te rog să-mi faci un semn cu mine. Vreau să mă rog pentru dumneavoastră. Mulțumesc mult, mulțumesc. Dacă mai este cineva, mulțumesc mult. Aș vrea în seara aceasta să stăm înaintea lui Dumnezeu. Și când spun să fiu umplut de Duhul Sfânt, nu mă rog să fiu umplut așa, în așa fel încât să vorbești în alte limbi. Nu mă rog ca să fiu umplut de darul profeției, a credinței sau minunilor. Știi pentru ce am să mă rog? Ca Dumnezeu să-ți umple viața cu roada Duhului Sfânt. Roada Duhului Sfânt, dragii mei, înseamnă un caracter divin. Înaintea lui Dumnezeu este mai important să ai roada decât darurile Duhului Sfânt. Și știi de ce? Pentru că darurile Duhului Sfânt se manifestă când vrea Dumnezeu, din când în când, când este nevoie. Dar roada Duhului Sfânt trebuie să se manifeste în viața noastră în fiecare zi, 24 de ore din 24. 7 zile în săptămână, 366 de zile și pentru anul biserică. Tot timpul în viața noastră trebuie să existe caracterul divin care este roada Duhului Sfânt. Amin? În timp ce noi vom ieși în față și vom aștepta pe dumneavoastră, cei care ați ridicat mâna, aș vrea cu îndrăzneală, cu curaj, să veniți în față. Poate n-ați ridicat mâna, veniți în față. Vreau să ne rugăm într-un mod deosebit. Vrem să cerem ca Dumnezeu să umple viețile dumneavoastră cu caracter divin. Amin? Haideți să, în aceste momente să stăm înainte lui Dumnezeu. Cei care ați ridicat acum, tineri sau mai vârstă, vă invităm să veniți în seara aceasta. În timp ce ne vom ruga, așa cum ați făcut și sâmbătă seara, vreau să veniți să ne rugăm împreună. Dacă în seara asta ai nevoie de ceva, tu ai nevoie de caracterul lui Dumnezeu, ai nevoie de prezența lui Dumnezeu, ai nevoie de clipul ăsta, ai nevoie de Dumnezeu, din toate lui Dumnezeu.